Suntem cu pregătirile așa pentru pe ultima asta de meti pentru rațiunea zilei. Cătălin Striblea a sosit în studio. Bine venit, Cătălin. Bine v-am găsit. Te așteptai ca Ancelotti să vină la Real antrenor? Nu. Nu? Iar la multe lucruri. Știi că îi întrebam pe ascultătorii noștri pe cine ar vedea antrenor acolo și pe lângă glumele cu Șumudică și și cine mai. Să ducă domnul la Toni Petre. L-ai vedea acolo, nu? Da. Măcar antrenor secund, așa lui. Nu mă așteptam să vină Ancelotti, serios, deși... E o revenire. E o revenire. Le-a adus și cea mai așteptată cupă din istorie, cea mai așteptată ligă, cred că a 10-a, nu? Pe care și-o doreau foarte tare, cu Carletto, a fost luată, dacă da, știu că au fost vreo 4 trofee câștigate cu el, inclusiv Champions League. Carletto e genial din punctul ăsta de vedere. E un antrenor foarte popular în vestiar și acum s-a mai pătulit, da, zice el între timp, are o problemă cu mâncarea, știi? E ca noi doi. Lui Carletto îi place să mănânce. E ceva natural, da, este până la urmă. Absolut, zice, este nebunit. Și într-una dintre autobiografiile sale, el spune la un moment dat că atunci când era la Chelsea, s-o uita la Jirkov, dacă îl mai ții minte, era un aripă stânga de la Chelsea la un moment dat venită, și în timpul unei mese a zis că îl vedea ca pe un cârnat, așa. Că... Da, o să fie da, interesant noul este... mandat. Ancelotti la Real. Are de reconstruit o echipă. Până la urmă, Șumudică a semnat cu CFR, că tot așteptăm știrea... Nu știu, nu m-am lămurit. Știi cum e? Aici nu trebuie să pui mâna în foc până când nu-l vezi cu alea în spate, cu reclamele alea și unde scrie CFR. Eu așa studiez lucrurile în România. Și nu neapărat din cauza lui Șumudică aici. Tot urmărim de când era în Turcia și discutam cu el. Nu știu cum o să se așeze sobrietatea aia de la CFR cu Șumudică. Nu, parcă nu văd împăcându-se lucrurile astea două. O să-i vadă pe toți cârnați. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Acum, cum să vă zic, că n-am nimic de râs în ce am de făcut în minutele următoare, poate un pic de îngrijorat, așa. Te vrei să mergi cu bicicleta prin Herăstrău și... Nu, nu, asta nu m-aș băga, nu. Cam da, că nu e de râs nici exemplul acolo. Exemplul bun ar putea fi urmat. Uite, dacă guvernul, să zicem, ar fi făcut campanii pro-vaccinare... poate în urmă cu 3-4 luni, 6, ca să seteze discuția publică, înțelegi? Adică să le spună oamenilor că, băi, e de bine când îți faci vaccin și ar fi transmis mesajele astea mai devreme, cred că ar fi fost mult mai eficient decât în momentul acesta. Pentru că acum e clar că se atinge acea limită superioară a grupului care și-a dorit foarte tare vaccinarea. Că erau studii făcute dinainte care arătau o împărțire de 30% foarte activi, adică cei care își doreau foarte tare, 40% nehotărâți și încă 30% care se opun vaccinării. Și grupul acela de 40% pare că de-abia acum se întâlnește, e nehotărât, pentru că el alți treimea, cealaltă e cam terminată. Ce vei tu să ne spui, că vaccinarea merge așa cu piciorul pe frână? Păi a încetinit în sensul în care ieri s-au vaccinat cu prima doză peste sub 20.000 de persoane. Uh-huh. Da? Și dacă te uiți pe intervalele din ultimele zile, o să vezi că ea scade și probabil că va mai scădea. Și există mai multe motive. Unul e cel pe care îl spuneam, că s-a terminat bazinul și trebuie să comunici cu un alt bazin de oameni, cu alte idei, alte gânduri. Doi la mână, nu te-ai organizat și în zonele rurale pur și simplu să te duci cu vaccinarea la poarta omului, că vezi ce bine a funcționat aici în orașe. Asta cu maratonul, adică atunci când ai făcut un lucru foarte ușor ca să poată să meargă mai departe. Și în mare există această reticență cauzată de bătălia asta nesfârșită pe care o dăm și cu diverse informații fake, dar și cu neliniște reale pe care oamenii le au. Cum s-ar putea risipi această neîncredere, Cătălin? Cu neîncrederea e greu. Trebuia să începi de mult mai multă vreme. Cu neîncrederea puteai să o risipești dacă toți politicienii aveau mesaje în acea zonă. Dar tu nu uita că noi aici am avut o bătălie pe diverse chestiuni legate de pandemie, în care unii au zis hăi și unii au zis cea. Adică multă lume s-a poziționat politic pe chestiuni legate de îmbolnăvirea oamenilor. Multă lume a chestionat existența pandemiei, a chestionat folosirea măștii, a chestionat măsurile de precauție luate, le-a dat
impresia oamenilor că lucrurile sunt mai puțin grave decât sunt. Alții au ascuns cifre și am văzut că în realitate numărul morților sunt mai mare, este mai mare. De, sunt lucruri pe care nu poți să le faci. Iar în momentul în care vii cu o soluție, cu un vaccin, pe acest fond, lumea are o doză de neîncredere. Spune, dom'le, ce mi-a oferit tu aici? Deci asta e o problemă cu neîncrederea greu. Încrederea se va cuceri și neîncrederea va dispărea în momentul în care noi vom vedea oameni de lângă noi că sunt bine dacă s-au vaccinat. Acesta este procesul, da? Păi probabil un procent mare din populație asta așteaptă. Asta așteaptă, să vadă că cel de lângă tine va fi bine. Altfel sunt soluții de altă natură, care sigur sunt discutabile, o să le aduc și eu la România în direct, să vedem în ce chestiune, cum gândește lumea, de fapt. În America sunt state sau entități care premiază vaccinarea. O premiază chiar și cu bani. Adică te-ai vaccinat, ai luat bani sau ai primit niște drepturi, ceva în plus. Asta nu risipește neîncrederea pe care cineva da, o poate... Da, dar atrage... Sigur că începe o discuție etică nesfârșită. Da, asta e o chestiune, că e o discuție etică aici. Păi ce faci, ne plătești pe unii ca să ne protejezi sănătatea? E o discuție pe care medicina și-o pune tot timpul. Și nu numai medicina, ci societățile în general. Dar ai atrage o parte din populație, sigur. Și o metodă foarte bună pentru a risipi neîncrederea asta este să discuți cu cineva care a participat direct la crearea unui vaccin, ceea ce Cătălin ne propune în seara asta. Am o propunere. În seara asta o să avem o ediție specială de Piața Victoriei. Una aparte, de asta colegii au solicitat Ioane Nedogeu să dea mie cumva acest spațiu și mulțumesc tare mult, dar avem o exclusivitate pe care eu o consider importantă. Am cunoscut și am stat de vorbă cu un cercetător român de la compania Janssen, partea grupului Johnson & Johnson, care a participat la descoperirea vaccinului Johnson & Johnson. El vorbește în nume personal, în mod evident nu e reprezentant al companiei, dar Adriana Petri este unul dintre seniorii companiei și este șeful este de fapt directorul științific al departamentului de biofizică și procese analitice, așa se cheamă. Ce a făcut el în această perioadă a fost să verifice modul și calitatea în care s-a produs cercetarea asupra vaccinului, adică pe măsură ce cercetarea acționa, el cu echipa sa veneau din spate și vedeau dacă s-au urmărit pașii corecți, dacă totul este în regulă. Un român a făcut treaba asta, ne va povesti modul în care s-a făcut acest vaccin, cel de la Johnson & Johnson, ce înseamnă el, cum este alcătuit, cum funcționează, în ce a constat munca lui și a altora. Ne va spune povestea așa cum a trăit-o el. Evident, este vorba de un român care a plecat în străinătate de foarte multă vreme și a făcut doctoratul în America. A înființat un startup în Olanda, care ulterior a fost cumpărat de aceste companii de Janssen și Johnson & Johnson. Este un cercetător de top în lumea asta. Specializarea lui este plierea proteinelor. Dar vă las după amiază să aflați ce înseamnă asta. Și cred că pentru mine a fost una dintre cele mai interesante discuții pe care le-am purtat în ultima vreme. O să vă invit să... Piața Victoriei de la ora 18 și 15 minute. Da. Cătălin, o să te ascultăm cu interes. Mulțumim foarte mult. Și te așteptăm și mâine la România în direct. Deșteptarea României face mâine, dar la Deșteptarea României, ea chiar e deja vineri. Vine. Ce repede a trecut săptămâna asta. Da? A plouat non-stop, a trecut repede. Da. It's Friday.